Chitara este liantul între versuri și armonia sunetului? Chitara e un instrument accesibil, e un instrument romantic. Acele serenade care se dădeau iubitelor sub balcon sau mai nou iubitelor prin parc sau în anumite seri, în tabere, în școli. Chitara este un instrument foarte accesibil și se apropie mult de romantism, de inima. De curând am fabricat instrumentul numărul 4.500.000, începând din anul 1951, bineînțeles. Pentru noi este un succes, este o acreditare a muncii depuse de-a lungul timpului. Este o dovadă că și această națiune noastră poate face ceva atunci când există pasiune, când există voință și mai ales când există dragoste de meserie. Pe viitor veți expune undeva? Gânduri de viitor, da. Vrem să ne îmbunătățim într-un mod impresionant, așa, calitatea produselor. Nu pot spune că acum este o calitate slabă, dar vrem să penetrăm înspre vârful piramidei. Vrem ca să fabricăm instrumentul de cea mai bună calitate, cea mai bună acustică. Primele încercări le-am și făcut și ele sunt foarte încurajatoare și în curând promitem tuturor niște instrumente, în special în gama chitarelor, excepționale ca sunet și, bineînțeles, ca preț. În ceea ce privește forța de muncă? În ceea ce privește forța de muncă, vreau să spun că înregistrăm greutăți mari, pentru că pregătirea profesională a tineretului lasă de dorit din două motive. Profesorii se bazează pe faptul că educația trebuie să fie dată de acasă. Părinții se bazează pe faptul că educația trebuie să fie făcută în școală. Și așa scapă pruncul nespălat. Așa. Comparând acum cu activitatea noastră, nu vreau ca să mă laud, dar vreau să spun că prin perseverență, prin pasiune, prin studiu individual, am reușit ca să menținem la Reghin și să facem la Reghin cea mai mare fabrică de instrumente muzicale din Europa. Și vreau să spun că acest lucru nu s-a făcut chiar întâmplător, ci este rezultatul unor ani de muncă, unei continuități. Eu, lucrând în această fabrică din 1965 ca inginer, am contribuit la dezvoltarea și modernizarea fabricației instrumentelor muzicale, cu toate că nu am avut o tradiție deosebită ca națiune în construcția instrumentelor muzicale, însă am avut ambiția de a învăța de la oricine. Am avut ambiția de a pune în practică orice informație, atât din reviste, cât și din discuțiile cu mari artiști, în așa fel încât calitatea produselor noastre să crească continuu și să putem astfel să progresăm.
Exportul pe care l-am practicat a fost de asemenea o consacrare a noastră în domeniul fabricației de instrumente muzicale, pentru că a trebuit tot timpul să fim într-o competiție cu cei mai valoroși producători de instrumente muzicale. Și se pare că în această competiție ne menținem fruntași în Europa.